Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas Multiplayer pe serverul Blue Bucket. Acest episod va fi mai special deoarece ne vom plimba, nu vom face joburi sau altceva, ne vom plimba, pur și simplu și vom discuta. Nu pot să iau? Nu pot să iau, era frumos, era frumos, ok, era frumos să pot să iau. Da, deci am văzut că vă place foarte mult seria de Sump și... Da, știți că eu joc foarte mult Sump, așa că am zis de ce să nu filmez și... Da, o să mergem pe muntele Chiliad, dacă mai țin eu minte exact unde era. Mă gândesc că încolo era. Mi-a trimis deja cineva mesaj pe Steam, dar n-o să mă duc să văd ce mi-a trimis, deoarece n-am chef acum să mai ies, să mi se blocheze, să o să mai facă fițe. Am luat și eu o mașină frumoasă, nu prea frumoasă, dar să zicem că e frumoasă. Și încolo e muntele Chiliad, fix unde merg eu. Acum, da, deci ne vom plimba foarte mult episodul acesta și da, sper să vă placă. Dacă vă plac episoadele de genul unde ne plimbăm și chestii de genul, nu știu, o să ne mai plimbăm și în alte episoade. Hai să vedem. Aici e poliția. Salut! Da. Am o ușă deschisă și va trebui să... Oh my god, era să mă pălească ăla. Ok, va trebui să o închid așa. Am un pic îndoi spoilerul că n-am putut acolo. Ia, uite-mă pe aici, trebuie să vom. Și acum ieșim din oraș, băiețașilor. Da, deci, după cum am zis, dacă vă plac episoadele de genul, mai ziceți și mai fac. Da, sper să avem benzină să ne și întoarcem înapoi și sper să nu mă rătăcesc, deoarece știți că nu știu mapa cel mai bine, dar o să pun checkpoint în caz de mă rătăcesc sau ceva. Și nu întoarcem înapoi. Să vedem, deci pe aici unde e muntele Chiliad? Cred că pe aici trebuie să o iau. Lasă așa un pic. Să văd. Nu știu exact, o să o luăm așa, adică nu neapărat pe muntele Chiliad. Luăm așa, să ne plimbăm un pic, avem fuel 90, ne ajunge benzina. Combustibilul, de fapt. Ne ajunge foarte mult, așa că n-avem noi treabă. Ia, uite aici un drum de țară. Nu, 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 nu te buși. Ok, uitați aici un drum de țară. Normal, în primele 100 de episoade de Sam, dacă o să țin atâta seria, o să trebuiască pur și simplu să facem ore. Adică să facem chestii, nu neapărat plictisitoare, să facem chestii normale, adică să muncim, să ne plimbăm, să facem roburi, până facem level și ore. Acum am level 5, suntem în episodul 10, deci, da, nu chiar 100 de episoade, 30-40 de episoade. Și o să putem intra în taxi sau în ceva, să mergem, să facem ca lumea joburi, adică nu joburi, să intrăm în facțiuni, în clanuri, în chestii și da, o să fie mai interesat atunci seria. Acum eu vreau să ne plimbăm, cred că pe aici undeva e muntele Chiliad, adică mai încolo, nu aici. Ați și voi seama că nu aici. Trebuia să iau încolo. Nu te răsturna, nu te răsturna, te rog, nu te răsturna, așa, perfect. Dacă se răsturna acum mașina, trebuia să sun un taxi, sau să găsesc o mașină, dar o mașină pe aici nu prea se găsește, așa că trebuia să sun un taxi și să-i spun să mă ducă. Wow! Nu știam deloc ăsta, ia stai așa un pic. Opa, stai să parcă mașina aici înăuntru. Wow, ce șmecher. LOL. Ia stai să ne dăm jos. Ia zi-ne mă ce e aici. Avem și pistoale, în caz de vine ceva. Ia și. Îmi place cum se aude. Ia asta. Așa, și ăsta. Foarte șmecher. Se aud astea de la arme. Bă, nu arată chiar rău pe aici. Da? Arată chiar urât. Hai să mai mergem mai încolo. Intrăm în mașină. Așa, cum se pune capotă pe mașină? Tow car, slash tow car. Cum se pune capota pe mașină? Ok. O, da, arată chiar rău locul ăsta. Ia să vedem mai încolo. Ia uite-mă aici, munte ceva, ia să vedem. Da, aici cred că e apă, nu? Nu, nu e apă, putem. Ba, e apă, ba, e apă, ba, e apă. Trebuie să mergem până la podul acela de acolo, deci. Hai să mergem până la podul de acela de acolo. Da, să vedem.
că pe aici va trebui să mergem. Aici aeroportul, deci când o să avem permisul de fly, o să venim și pe aici să ne plimbăm cu avioane și chestii de genul. A, uite aici un tunel, frumos, hai să intrăm să vedem ce e aici. Am pornit șofarurile. Hai să vedem. Bă, nu arată chiar rău pe aici. Dar, da. Hai să vedem, o să luăm de aici. Cred să pornesc farurile sau să le sting. Arată mai frumos? Ne, le sting. Acum e ziua, n-a la mea. Hai să vedem. Vrei să vezi niște mișcări de autoapărare? Du-te și alege-ți un stil de loc de lacul tău de la gym. What the fuck? Ok, hai să vedem. Mergem cu 100 la oră pe aici. Ok. Nu știu până aș putea să văd și eu ea să intrăm pe aici. Și o să merg după aleea asta. Poate dăm și noi de muntele Chiliad, că nu știu pe unde e, nu știu exact. V-am zis că de-abia recent m-am reapucat de SAMP și nu mai știu mapa așa de bine. O să ne uităm de aici de sus să vedem dacă se vede muntele Chiliad. Ia uite-l, mă! Uite ce vorbeam eu de muntele Chiliad. Ia uite-l, mă, ce frumos e. Ia uite-l, mă. Da, și o să ne urcăm pe el, bă, băieții. Nu, 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 nu. Oi, am crezut că aici e apă. Mamă, ce bulan am avut. Da, dar trebuie să trecem aici, că aici chiar e apă și nu o să... Nu o să risc să sare asta, să vedem. A, ba, nu e apă aici. Se vede acolo ca și cum ar fi apă. Nu e apă. Dar urmează să nu se răstoarne mașina. Ce v-am zis? Ce v-am zis? Așa. Aici cred că e apă. 100% e aici apă. Opa, nu e apă. Cum e, ba, nu e apă? Adică e așa de... Na, pana mea. Ia uite, ne îndreptăm spre muntele Chiliad, băieții. Ia, aici e lăsă tax. Asta nu e lăsă taxi. Ba, e sâfă taxi. Suntem în sâfă acum, nu? Suntem în sâfă, da. Vedeți ea? Ia uite. Suntem în sâfă. Aici e lăsăul și aici e lăvăul. Nice. Bă, stați așa un pic. Cum trecem pe cealaltă parte? Ah, așa trecem pe cealaltă parte. Mai că mașina asta nu prea are forță să urce, dar nu contează. Hai să urcăm pe muntele Chiliad, băieții, pentru că știu că vă plac excursiile pe Barosăneală. Deci vom urca pe muntele Chiliad. Pe unde putem? A, aici e apă, da, așa aici trebuie să trecem dincolo. Ia uite, scut apa e acolo. Ia să o luăm așa. Ia uitați apa. Nu e așa de multă, dar totuși e apă, deci nu putem să nu putem să trecem așa cu mașina. Aici nu mai e apă, aici e gol. Și uitați, ăsta e muntele Chiliad, bă, băieții. Dar nu știu unde pot să urc. Cred că mai încolo trebuie să merg ca să pot să urc pe muntele Chiliad. Hai să vedem unde putem urca. Pe acest munte. A, uite pe aici, pe aici, pe aici, da. Uite-mă, pe aici o luăm la dreapta și muntele Chiliad, destinația finală. Opa, 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 stai, frână, frână, cu pe aici trebuie să luăm. Așa. Cred că o să trebuiască să dăm foarte departe, că ne vine fumul acela în ochi, că așa o să mergem tot drumul. O să mergem așa cu lateralul, ca să nu ne vină, uitați cât, nu cât fum, cât praf îi lasă în spate. Ia, uitați. Ia. Dacă unii conduc așa aproape. Bă, de aproape parcă e mai bine. Sincer, uite, nu vine. A, stai că aici s-a schimbat materialul. Bă, stai, am luat-o bine. Sper că am luat-o bine pe aici. Da, am luat-o bine, că aici tot urcăm. Faza e să urcăm muntele, nu să... Na, da, uite, pe aici se urcă, perfect. Sper că am luat-o bine. Nu mai erau, mai erau alee pe acolo, cred că. Ai ce vine în față. Cel mai bine e așa să conduci. A, uite-l pe ăsta. Ce cu tu mă stai aici? Cream că sunt singur, cream că pe aici nu e nici dracu. Să că pe aici sunt confuz, nu știu până să iau pe aici. Nu, 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 pe aici, nu, pe aici, nu, pe aici, nu, pe aici, greșit, greșit.
Nu pe acolo se ia. Cred că am greșit drumul. Ia stați așa un pic. De ce nu pune frână mașina asta? Fiecare lider decide pe cine bagă în clan. Stați, băieții, că aici avem o mică problemă. Trebuie să ne împingem mașina. Pentru că nu are forță să urce săraca de ea. Stai, bă, nu te du înapoi! Bă, bă, bă! Bă, stai! Băi! Nu! Oprește-te! Stai că nu-i bine, că mașina asta nu vrea să asculte. Meri! Tare! Gata. Acum o duc până sus. Nu mai... Ce faci, mă? Duc până sus. Mă, dacă-i dau drumul un pic? Ia. Am văzut că dacă-i dau drumul puțin, vine pe mine. Trebuie să o împing sus. Că o să vină înapoi, că e panta aici. Gata, aici nu se mai duce înapoi. De-abia urcă, dar gata, am urcat și trecut și de partea asta. Că păi trebuie să mergem în continuare, nu? Opa, ce-i asta? Habar, a, e o rampă. Nu te bloca. Ok, va trebui să împingem din nou mașina. Tot așa un pic. Stai, nu. Băi, ce faci, băi? Stai așa un pic aici. Suntem complicați. Hai, du-te sus! Sus cu tine! Sus! Hai! Mi-e place că pot să împing mașina așa, în pantă de asta, dar pantă... Oh, ok, aici nu mai pot să împing. Bă, hai că poți, bă. Dacă îi dau drumul pică, nu? Nu pică. Hai, mă, că poți, bă. Ai, bine, hai că e bine, avem forță. Ne odihnim. A, dacă o împing așa pe laterală. Nu! Uai, ce bine e cu copacul ăsta. Bă, hai mă că putem. Mă. Ba, nu putem. E prea greu. Aici nu o să ne ducă mașina, așa că ne va trebui avânt. O să luăm avânt și o să încercăm să sărim ca pe o rampă. Dar de la avânt, de la mare, uite, până aici. Ați că avem probleme. Gata, dă-i. Dacă aș avea și nitro... Amă că putem, hai că putem. Bine, mă! Bine, boy! Aici trebuie să mergem pe astea? Mă gândesc că nu, mă gândesc că nu, mă gândesc că nu, mă gândesc... Nu! 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 Fuș! Oh, fuck! Ok, deci va trebui să mergem tot mai sus, mă gândesc. Tot mai sus. Băi, ia stați așa un pic, e vreo mașină. Holy fuck. Cred că va trebui să mergem, să începem să mergem jos, pentru că n-am cum să mă sinucid ca am arme și... Nu. Acum... Nu. Mergi încet. Încet. Nu sări! Idiot! Idiot. 19 HP. Optici pe oaie. Să mor eu. Să mă bucur de ultimele... Ah! O mașină! Acolo e o mașină. Nu se poate. Prea frumos ca să fie adevărat. E mașină jos. Dacă nu e încuiată, e mai prea frumos. Stai așa un pic să o sun pe maica mea. Adică să mă sune ea. Alo. Dar vezi că eu filmez. Da. Da. Filmez acum. Nu. Ba da, n-am avut. Nu, hai că filmez acum, ne vedem mai târziu. Ciao. A, o suna maica mea, nu-i problemă. Nu cred că ați auzit-o prea bine.
Bă, ar trebui să cam țintesc apa, nu știu cum să vă zic. A, n-am cum, na, imposibil, imposibil pentru că pana mea. A, pe aici am cum pe aici, dacă merg așa în lateral, am cum. Dacă merg așa, se aruncă. Uai. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Hai că e bine că e o mașină acolo și nu cred că iau cuiva. Dacă e blocată, m-am cam dus pe ciuc. Dar nu că dacă mor, dacă mor, mi se duc armele și așa mă sinucideam, dar am armea. Vedeți? Am arme. Arme frumoase și de calitate. Ia, stai să mai ne odihnim un pic, pentru că murim. Hai repede, zic că ai o mașină care nimeni nu are și nu ia nimănui și pot să o conduc și eu. Te rog. Fac bunny hop. Bine, te-ai odihnit. Acum hai să intru aici înăuntru. Înăuntru mașina. Aici, hai te rog. Ce fel de mașină e? Bă, măcar pot să o conduc! Măcar pot să o conduc! Bine, bă! No, bun. Și acum, ce o să fac eu este să nu se răstoarne. Așa. Stai, bă! Stai, nu mă părăsi, bă, dar nu știu drumul! Fuck, slash jobs. Fermer. Hai că mergem la jobul de fermer. Trebuie să ne grăbim că mai avem 14 HP. No, bun, un kilometru până atunci. 14 HP. Se consumă destul de repede. Hai mă că putem. Hai că putem. Hai că putem. Hai că putem. Trebuie să putem. Ne luăm după ăla. 13. Mamă cât de repede se duce. Se duce unul de la pe 30 de secunde, 20 de secunde. Păi nu o să ajung, bă. Aia înseamnă încă câteva minute. Nu cred că ajung eu în câteva minute. Că, uite, deja am și pâlpâie viață. Dacă acum se mai întâmplă ceva să mai fac un accident, m-am cam dus. Și hrabla asta nu prinde viteză, deci da. O să cam murim. Ăștia unde se duc? Ok. Cu o mașină aproape în flăcări. Ei psar, așa. YOLO. Hai mă, că e bine, nu se duce chiar așa de repede viața. Bine, e bine. Nu chiar așa de repede, dar totuși se duce. Dar ajungem, sper să ajungem cel puțin. Nu, nu, nu o să mă duc, că se răstoarnă. Că ăsta e mare și se răstoarnă. Trebuie să ne grăbim. Și după aia încheiem și noi episodul, că episodul ăsta a fost cam plin de acțiune. Dacă nu mă aruncam atunci de pe munte, să pic acolo, nu era o problemă. Uite, bă! Aici tractoriștii. Yeee! Am revenit, băieții! Am revenit. Vă pup pe toți, vă pup, numai că nu mai am viață. Aș rămâne și eu să muncesc alături de voi, dar nu mai am viață. Ăla aleargă. Bine, m-am dat de populație înapoi, am dat de omenire, dar o să mă duc la mine acasă, mănânc. Nu vreau să dau banii. Jbuu. Omenire, am revenit, de vă las fără iubit. Ok. Să nu știu ce a fost asta. Bă, mașina asta, Rosalia asta m-a ajutat să ajung până aici, ok. M-am bușit de ăla, e mașina aproape în flăcări. Dar e bine că ne-am reîntors în orășel. Opa. Opa. Să merg pe contrasens? Eu merg pe contrasens. Oh my god. E bun! Ne-am întors acasă. Slash it. Hai, bine mă băieții! Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Asta a fost un episod așa mai plin de acțiune, ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!